La data de 25 mai, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Drăgășane au fost sesizați despre accidentarea unui bărbat care se deplasa cu o căruță pe drumul județean 677D în localitatea Ștefănești. Victima, un bărbat de 73 de ani, a căzut din căruță, iar din nefericire echipajele de salvare sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l ajuta. A fost astfel declarat decesul persoanei în cauză. Din primele verificări efectuate, s-a constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un bărbat de 73 de ani din localitate, care în timp ce se deplasa cu un atelaj hipo pe drumul județean 677 în localitatea Ștefănești, s-ar fi accidentat după ce ar fi căzut din căruță. Echipajul medical a ajuns la fața locului, a efectuat manevre de resucitare, însă ulterior a constatat decesul bărbatului. Cadavrul a fost transportat la serviciul de medicină legală în vederea efectuării necropsiei. În continuare, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului.